Bună ziua, dragii mei! Astăzi împreună cu voi vreau să pregătesc vatrușche sau chifle cu brânză, da? Sunt în multe zone care nu știu ce sunt vatrușche, da? Vatrușche vine de la cuvântul rusesc, da? Sau cum să-i mai zic. E că așa arată ea în interior, da? Uitați-vă ce pufoșenie se vede, da? Uitați-vă de la ea. Foarte, foarte bune. Le-am dogorit puțin, ca să fie mai, uitați-vă cum sună. Așa, deci, rămâneți cu mine, împreună cu voi eu voi pregăti. Deci, pentru aluat vom avea nevoie de 500 de grame de făină, 250 ml lapte, 2 ouă, o lingură de zahăr, 10 grame de drojdie uscate, un praf de sare și 50 de ml de ulei de măsline. Deci, dați să începem. Așa, am încălzit laptele. În lapte punem drojdie uscată, punem zahărul și dizolvăm bine. Așa, am dizolvat zahărul cu drojdia. Punem acestea două ouă. Așa. Punem din uleiul nostru puțin. Așa. Punem sarea. Așa fac eu, dați să vă spun, da? Pentru că să nu apară întrebări că nu se face așa, nu se pune așa. Eu arăt cum fac eu, dar fiecare face cum vrea și cum poate și cum știe. Așa, acum vom adăuga făină puțin câte puțin, da? Puteți puneți în aluat și zahăr vanilat sau esență de vanilie, dar eu nu voi face asta pentru că spun în brânză. Așa, eu făină mai mult nu mai pun, ați văzut, da? Că am pus numai 500 de grame cât am cântărit-o. Că nu trebuie să facem un aluat vârtos, să fie bătare. Uleiul ăsta care îl mai avem, așa, ne ungem mâinile ca să nu se lipească, da? Și frământăm bine, bine, bine. Trebuie să primească un aluat moale și elastic. După asta îl punem la crescut să dubleze volumul. Se vede, da? Un aluat foarte moale. Așa. Și foarte pufos. Așa, acoperim cu folie de plastic. Așa.
și îl punem la cald să crească. Când se va dubla volumul, atunci vom începe să lucrăm, da, cu el. Așa, între timp ne vom ocupa de împlutură. Pentru asta vom avea de brânză de vaci, de izium, dar cum se mai zice, nu știu, de două gălbenușuri de ou, o lingură de rom. Aici am 50 de ml de frișcă, a să vedem dacă să ne trebuie să spunem, dacă nu, nu, a să adăugăm. Și sare. Deci, dați să începem. Punem peste brânză stafidele. A, nu izium, dar stafide. Ia că mi-am adus aminte cum se numesc. Așa. Sărăm. Brânza nu este sărată. Așa. A, deci și zahăr. Punem și două linguri de zahăr. Așa. Asta la dorință, dacă vreți mai dulce, adăugați mai mult. Așa. Punem romul. Și punem un pic de frișcă. Acum vom amesteca tot. Așa, iată și împlutura noastră este gata. O dăm la frigider până ce se va crește aluatul. După asta începem să formăm vatrușchile noastre sau chiflele noastre cu brânză. Fiecare spune cum vrea și cum știe. Uitați-vă, dragii mei, ce de bine a crescut aluatul meu. Se vede, da? Uitați. Este foarte, foarte pupos. Așa. Acum îl vom face biluțe. Așa. Îl facem biluți. Și le punem aici. Așa, le lăsăm să dubleze volumul. După asta revin. Așa, s-au dublat volumul, da, după cum se vede. Aici avem două gălbănușuri de ou și puțin lapte. Îl vom amesteca. Aici deja avem brânza. Așa. Eu am aici un borcan sau cum să-i mai zic, bancă, da? A să-l moi în făină. Așa. Și voi face așa. Ui.
Cred că se vede, da? Trebuie să pun mai puțin, dar nu-i nimic. Așa, așa. Acum ce vom face? Vom lua puțin și vom unge. Așa. Așa. Acum vom lua și vom pune brânză. Vom lua și vom pune brânză. Așa. Poate din voi altfel, da, le face, da. Eu în orice video voi spune și voi repeta de 10 ori că eu vă arăt cum fac eu, dar fiecare face cum știe, da? Ca să fie pe înțelesul tuturor. Așa. Bine. Așa. Le-am pus toată brânza, da? Acum le vom unge. Așa, vătrușchile noastre sunt gata. Le dăm la cuptor. Le dăm la cuptorul prea încălzit la 160 de grade până ce se vor rumini, da? Până ce vor fi gata. Revin apoi cu rezultatul. Așa, iată și vătrușchile noastre sunt gata. Sau chiflele cu brânză, da? Deci dați să tăiem una. Să vă arăt cum ea este în interior. Este încă fierbinte, că numai ce le-am scos. Iată, așa arată. Uitați-vă ce e de pufos. Se vede, da? Așa, uitați. Un miros te doboară. Dragii mei, abonați-vă la canalul meu dacă v-a plăcut rețeta. Dați like-uri. Dar eu vă zic o zi bună. Pa, pa.